Găsi, prieten, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei, o emisiune de dezbatere electorală cu candidații pentru Consiliul Local al Municipiului Pașcani. Vom vorbi, ca și aseară, despre soarta serviciilor publice în următorii 4 ani de zile. De această dată, vă spuneam, i-am ca invitați pe o parte din consilierii locali. Discuția va continua și mâine seară, de la aceeași oră, cu alți candidați. Invitații mei de astăzi sunt domnul Claudiu Timofte, candidat ALDE pentru Consiliul Local Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine te-am găsit, bătân! Florentina Burnaru, candidat pro-România pentru Consiliul Local Pașcani. Bun venit! Și Ionuț Călugăru, candidat pentru Consiliul Local al Municipiului Pașcani din partea Alianței USR Plus. Bun venit! Bună seara, bun găsit! Vă invit ca, pentru început, câteva cuvinte să spuneți despre dumneavoastră. Am spus și aseară, o repet și în această seară, sunt totuși oameni tineri care nu cunosc candidații și nu cred că este neapărat vina cuiva, dar sunt tineri care nu sunt conectați la fenomenul politic sau administrativ și acum, dacă sunt interesați de această chestiune, este foarte bine. Vă rog. Mă numesc Claudiu Timofte, sunt profesor. Dar am fost și 20 de ani inginer în producție pe la diferite firme din Pașcani. Acum sunt profesor. Am, cum am spus și în celelalte emisiuni în care m-am tot prezentat, dar acum, dacă este o emisiune nouă, e bine să recapitulăm. În politică am intrat acum mai bine de 6 ani. Da, în 2013, mai bine. Întâi am intrat la PNL, dar acum sunt la ALDE, pentru că ăștia cam sunt adevărații liberali, restul sunt portocalii. Asta este părerea mea. Restul pot să spună ce vor să spună. Și când nu m-am mai văzut pe aceleași lungime de undă cu PD-ul, când s-a făcut unirea între PD și PNL, eu am ales calea liberalilor lui Tărician. Cum au făcut și alții, nu numai. Pentru oraș, m-am gândit că am o vechime și o experiență destul de bună, chiar și în jurnalism, pentru că mi-a oferit posibilitatea de a avea o emisiune la tine. Și chiar m-a conectat la treburile societății și la problemele societății pășcănene, lucrul ăsta în jurnalism, și am zis că este bine să candidez în Consiliul Local, nu ca o dorință de putere, ci pentru că sunt atât de mâhnit pe cei care au fost până acum în Consiliul Local. Numai niște ridicători așa un pic de mână și ce spune eventual șeful de partid. Și nu vreau să fiu la fel. Dacă comunitatea te-a dus acolo și ți-a dat onoarea să o reprezinți în Consiliul Local prin votul ei, păi atunci trebuie să reprezinți comunitatea. Și dacă ai promis comunității că faci câteva lucruri, măcar jumătate din ele să le faci în mandatul ăla. Că știu că e greu să negociezi cu cei din stânga și cu cei din dreapta, dar negociezi. Știu că e greu să negociez cu celălalt partid sau cu reprezentanța celuilalt partid, dar negociez cu ei pentru cine? Pentru cetățean. De aceea am zis că este bine să candidez pentru Consiliul Local. În rest, vom vedea la alegerile din 27 septembrie ce va fi. Ok. Rog. Bună seara. Deci, numele meu este Florentina Burlacu, 46 de ani, mama a 2 copii. Am absolvit Colegiul Octav Băncilă în 92, am urmat cursurile Universității Alexandru Ioan Cuza, dublă specializare Biologie, Educație Fizică și Sport. Am continuat cu un master în managementul resurselor umane. Legat de activitatea profesională, am activat ca profesor o perioadă, după care responsabil comercial la o societate din Pașcani, sales manager la o societate din Italia, iar în prezent lucrez la un centru medical din Pașcani. Nu am făcut politică, sunt în Partidul Pro-România din 2019. Nu am făcut parte până acum din nicio formațiune, nu am idee cum este când ajungi la într-un consiliu local, dar sper că alături de colegii din Pro-România să reușim, dacă vom fi aleși, să schimbăm cât de cât starea actuală a orașului în care locuim. Pentru că, ca și locuitor a orașului, îți rămâne un gust amar când vezi că
sunt lucruri care ar trebui făcute din anumite cauze sau din anumite motive și noi sperăm că, având o echipă tânără, colegi, economiști, juriști, ingineri, cadre medicale, sperăm să putem face ceva pentru acest oraș. Florentina Burlacu, ați spus, da? Da. V-am prezentat greșit, îmi cer scuze, dar așa mi s-a spus. Nu e nicio problemă. Bun, rog colegii să modifice pe burtieră, dacă se poate, numele corect. Vă rog. Bună seara tuturor, mă numesc Ionuț Călugăru, sunt născut și crescut în Pașcani. Din 2002 am ales calea diasporei. Cea mai grea. Da, la vremea respectivă era foarte greu ceea ce am decis să fac. Am reușit să mă integrez cum trebuie în diaspora, din păcate, poate. Și până în 2019 am activat în diaspora, dar strâns legat față de localitatea natală, Pașcani, în care cel puțin de două ori pe an am continuat să vin permanent în țară. În diaspora m-am ocupat de mai multe acțiuni pentru ONG-uri, să spunem, care am urmărit în vremea respectivă. Iar în 2019 am pus bazele, deci am fost printre primii care au fost la România împreună, după care plus când s-a înființat. Am avut rolul de coordonator regional un an de zile pe diaspora și am ajutat împreună cu alți colegi din echipă, eram 5 în total, care ne ocupam de înființarea grupului de inițiativă care au stat la baza filialelor actuale. După aventura respectivă am decis oricum să mă întorc în țară, unde am deschis o afacere și sper să fi dat un exemplu bun și celorlalți din diaspora că se poate face ceva și în România, se poate construi în România. Bun, deci încercați să mișcați lucrurile din interior, din Consiliul Local. Da, exact. Bun, voi să discutăm despre serviciile publice. Noi am început această discuție cu candidații, iată, pentru primăria municipiului Pașcani. Un subiect foarte important pentru comunitate, pentru că în ultimii ani de zile tot au fost probleme cu parte din serviciile publice. Avem, iată, în derulare, mai mult discutăm în momentul de față despre un proiect cu privire la reabilitarea rețelelor de apă și canalizare. Avem și întreruperi de apă din când în când. Slavă Domnului, acum plouă. Dar este foarte clar că ne preocupă cel puțin subiectul cu apa și canalizarea, dar și iluminatul public, transportul în comun și așa mai departe. Să pornim de aici cu apa și canalizarea. Cum vedeți lucrurile în perspectivă pentru următorii ani? Pentru că peste o lună de zile, mai puțin chiar, peste câteva săptămâni, se va termina campania electorală, politicienii vor număra voturile, apoi unii dintre ei vor ajunge în Consiliul Local, vor susține jurământul, pe care îl vor uita, cred, foarte repede, și apoi vor fi ședințe din ce în ce mai dese, o perioadă de timp, cu multe probleme de rezolvat. Și simt, cred că această problemă a serviciilor publice va fi cu siguranță pe ordinea de zi. Așadar, cum vedeți perspectiva serviciilor publice, a serviciilor de apă și canalizare, în contextul pe care îl știți deja, îl simțiți? Vă rog. Eu doresc o urgentare a lucrărilor de apă și canalizare. Adică prea mult s-a tergiversat totul. Mie îmi pare rău că subiectul a devenit subiect politic, mai mult decât subiect administrativ. Arsacis, totul, s-a format asociația asta a serviciilor, în care fac parte mai multe localități, cu operatorul Vestito Apa Vital, cum ne place nouă Pașcaneanu sau nu ne place, dar este operatorul care deservește Arsacisul, numai Pașcani. Totul este făcut la nivel regional, pentru că așa se acceptă fondurile europene acum. Nu, nimeni nu-ți dă pentru o comună singurică, ci trebuie să fie într-un plan organizat mai mare. Și fondurile sunt mai bine urmărite și investițiile sunt mai bine făcute și eficiența lor este mai bună. Totul ce s-a făcut până acum politic, că suntem în Arsacis, ieșim din Arsacis, vrem pe apa vital, nu vrem pe apa vital și să mergem doar sentimental și la
la, să câștigăm capital electoral dacă acceptăm sau nu asta, sau dacă facem investiția asta sau nu, asta este păguboasă. De atâta timp și încă nu n-au început nimic. Totuși, să nu uităm că serviciile de apă și canalizare sunt vechi de pe timpul comuniștilor. Eu țin minte când aveam vreo 5-6 anișori și pe strada mea, pe 1 decembrie 1918, fosta 23 august, fosta Regina Maria, deci de la Peștișorul până la poliție, era un șanț adânc. Părinții îmi spuneau să am grijă când mă joc pe stradă să nu cad în șanțul ăla, pentru că se puneau atunci țevile de canalizare. Am spus, dar ce e asta? Păi, uite, când tragem apa la baie, se duce acolo și... Ah, bun, eram copilaș. Păi, de atunci, cine a schimbat țeava pe strada mea? Și țeava aia e din metal și se ruginește. Sunt altele în zona deal mult mai vechi decât alea care de care am vorbit acum. Păi, cât să reziste o instalație veche? Spuneau operatorul, cei la apa vitală, reprezentanții lui, că sunt 50% pierdere. Păi normal. Cum dai presiune un pic mai mare, cum se sparge o conductă. Și atunci, ca să faci o investiție atât de mare, un șantier întreg în oraș, trebuie să spargi tot. Și să începi să schimbi tot. Este un deviz mare. Dacă este un deviz mare, este un preț mare. Dar trebuie făcut. Plus că la noi trebuie schimbat în oraș. Dar sunt zone în oraș care erau foști sate, zonele care au fost foste sate, Blăgești, Gâștești, noi așa vorbim, Blăgești, Gâștești, dar astea acum sunt suburbii, nu sunt sate. Acolo sunt oameni care n-au apă și canalizare, sau n-au apă, sau n-au canalizare. Acolo ce să le spui la oameni? Aici trebuie schimbat. Acolo ce să le spui? Ce se schimbe? Se schimbe doar obiceiurile, să nu se mai duc la fântână. Dar și fântâna aia din curte colmatează, dar cumva, eu în mai, de exemplu, mă uitam la unii oameni, s-au numărit fântânile, că au fost ploi prea multe. Acum, stai că a coborât nivelul apei, pentru că e prea multă secetă. Și acolo se manifestă același fenomen. Deci, până la urma urmei, investiția trebuie făcută. Nu e o investiție doar pe Pașcani, e o investiție pe tot județul și localități care s-au racordat la Arsacis. Și așa că nu avem decât numai să așteptăm să demareze o dată treaba asta. Și să nu lungim noi prin votul nostru, dacă suntem acolo. Adică să, ia să vedem cât cade bine să votez ca să-mi fie bine la vot. Mai este jumătate de an și se începe, nu, votez atunci, peste jumătate de an, că e mai aproape de 27 septembrie. Da. Vă rog, noi în momentul de față știți asta, acest proiect stă sau așteaptă votul la 6 sau 8 UAT-uri din județ, 6 sau 8 comune mai sunt, care trebuie să voteze acel plan tarifar. Da, și din motive politice, pentru că ne aflăm în prag de campanie electorală. Ca să dea bine la cetățean, uite, ați văzut, da. Noi nu suntem de acord cu prețul ăla, am luptat pentru voi, dragii mei cetățeni. Nu e vorba de dat bine sau nu, e vorba totuși de o creștere economică destul de importantă ca tarif. Adică există un mecanism care trebuie să-i oprească. Deci nu poți să vii să ceri, pentru că dacă tu pui 16 acum, 13 după și ajungi la 30% peste, ajungi la un preț mai mare decât în Iași. Deci chiar au dreptate când spun că nu îi spun. Prețul din Iași este cel din Pașcani. Da, prețul este tocmai. Asta spun. Deci nu poți să justifici mie. Deci oricât ai face, oricât ai venit să mă spun. Deci să-mi justifici că prețul costă la fel în Pașcani cât costă în Iași, nu are logică. Deci, indiferent de ceea ce tu vii să-mi spui că ai pompe sau nu ai pompe, prețul este unitar. Da, dar nu este justificat. Pe doamna, îmi cer scuze, dar chestia asta chiar mă dă peste cap, pentru că din punct de vedere managerial, când tu vii și justifici un preț, poți să faci orice artificii de calcul ai vrea să faci. Realitatea spune următor, nu se justifică. Ok, dar chiar aș vrea să cunosc soluția sau punctul dumneavoastră de vedere. Ce instrumente are administrația locală la dispoziție în momentul de față pentru a schimba lucrurile? Dumneavoastră veți face parte din Consiliul Local. La Pașcani a fost votat acest plan tarifar. Și decizia a fost asumată politic de PSD și de la Sorin Olariu, de la PMP. Opoziția, PNL-ul nu a votat. Dar ce instrumente ai la dispoziție? Acel plan tarifar
este un rezultat a unui calcul, a unor calcule puse pe masă de niște specialiști. Așa susțin. Așa susțin. Bun, corect. Primăria Pașcani sau Consiliul Local ce poate să facă? Poate să nu voteze. Și mai departe? Deci din punct de vedere electoral, dacă vreți să o numim așa, într-adevăr investiția este necesară și votul era necesar. Dar ce înseamnă pe parcursul? Pe mine mă deranjează mai mult atitudinea pe care a avut-o Apa Vitală în modul cum a făcut-o. Deci, unu, și-a luat un promoter, un om deosebit de pregătit. Deci nu putem să spunem că nu este așa. Deci, domnul Vlăsie, a știut dinainte exact unde să meargă și ce trebuie să discute din punct de vedere mediatic ca să discute problema înainte de a fi votată. Doi, a pus în situația Consiliului Local în care ori votezi, ori nu-ți fac investiția. Era și o altă variantă? Păi tocmai că nu era varianta pusă în felul următor. Pentru că ei când au făcut planul financiar și l-au depus, ca să justifice rentabilitatea sistemului respectiv, au mărit prețurile, dar puteau foarte bine să facă economii în pierderi, puteau foarte bine să facă economii la salarii care sunt... Deci nu neapărat te justifica să mărești prețul. Cum, de exemplu, sau pe alte numere mai mari, cu Iași, au justificat altfel. Ei, ce se întâmplă? Până la o anumită limită, poți tolera o mică mărire de preț care poate fi din 4%, 3%, dar nu, care să devină un 30% pe parcursul câteva până în 2021 parcă sau ceva de genul ăsta. Deci devine mult peste limita normală, după părerea mea. Sunt și niște reverdențe care am înțeles că primăria le-a câștigat și Apa Vitală trebuie să le plătească. Da, și acolo și acela poate să fie un mecanism în care, ok, ați mărit tariful, da, avem și noi reverențele de mărit, la fel pe același nivel cum l-ați făcut voi. E o discuție tare interesantă și cu redevența, n-aș vrea să o deschid. Putem să discutăm și cu despre redevență. L-am întrebat pe domnul Chirilă, care este șeful asociației, domnule, cum faceți cu această redevență? Și răspunsul lui a fost că după alegeri va fi discutată serios această problemă și după ce obțin hotărârea judecătorească, adică motivarea. Și cea mai probabilă variantă va fi ca Pașcaniu să primească această redevență exact în raport cu cât se încasează de la populație. Știți că redevența la apă e acolo, o fracție puțin din prețul apei, până la concurența sumei integrale, adică nu va obține, asta este explicația, mai mult în fiecare an, adică nu suficient cât să acopere rata anuală, ci în timp. Această sumă va fi epuizată în timp. Asta a fost explicația, tocmai pentru că mecanismele aflate în momentul de față la dispoziție sunt următoarele. Redevența este componentă în prețul apei și este în raport cu cât se vinde sau cât se încasează la nivel municipiului Pașcani. Și acea redevență oricum Pașcani o încasează. Adică oricum banii rămân la Pașcani, dar nu sunt suficienți pentru a acoperi rata aia. Da, e un minus. E un minus, da. Dar haideți să revenim la apă, pentru că subiectul chiar este interesant din acest punct de vedere. Da, nimănui nu-i place să fie majorate prețurile. Și da, este o discuție foarte serioasă, chiar și la Pașcani, dar mai ales în comune, în sate, cu acest preț care este unic, este greu de suportat de unii. Dar care sunt mecanismele administrative? Ce poate să facă un consilier sau un primar? Cât de mult poate să intre în cifre și să determine schimbarea acestor cifre? În momentul de față, cred, foarte puțin. Deci asta pentru că se transformă până la urmă într-o discuție politică. În momentul de față, foarte puțin ce mai rămâne de făcut. Tot ce era de făcut era până în prezent, când au fost negociate prețurile, când au fost impuse voturile pentru tarife, dacă se pot vota sau nu se vota, din punct de vedere electoral, să-ți asumi decizia. Vă referiți la momentul în care s-a discutat în Consiliul Local, nu? Și înainte de Consiliul Local, până să ajung la problema respectivă, pentru că ei când au pregătit planul financiar au cerut aprobările și se știa deja de o mărire tarifară, dar toți au cam amânat o problema pe mai târziu. Adică nu e acum, nu ne interesează. Exact, adică nu e acum, nu interesează. Dacă ei fi luat discuția înainte și ar fi spus, uitați că noi nu o să fim de acord să votăm o mărire atât de mare, dar putem veni în, nu știu, facem un calcul împreună, să vedem un pic care e situația efectivă, care e realitatea și mai departe, o să vedeți că lucrurile puteau oarecum fi atenuate. Dar nimeni nu a urmărit interesul pășcăneanului când cei de la Apa Vital și-au depus planul lor financiar cu ceea ce au de gând să facă, ca investiție. Aia trebuie făcută în Arsacis, nu în Consiliul. Da, dar vreau să spun, deci înainte discuția care a fost făcută și nu s-a pus, deci problema pe nimeni nu a interesat. Atât. Deci... Realitatea este că în momentul de față, localitățile care nu au votat,
sunt localitățile care nu beneficiază de investiții în momentul ăsta, au beneficiat la un moment dat și nu au interes să voteze, dar lipsa lor de implicare, de vot, blochează acest proiect. Și ăsta este răspunsul. De ce se amână? Păi că nu este votul necesar pentru a depune documentația și pentru a da drumul la licitații. Bun. Așadar, vă rog. Normal că nu m-am sărit. Nu e nicio problemă. Populația este nemulțumită pentru că, exact cum spunea, nu știm cât, în ce măsură au fost calculate aceste prețuri. Pentru că nu s-au făcut încă investiții pentru reparația conductelor, pentru ce s-a făcut în orașul Pașcani. Deci te trezești, vii de la un serviciu, vii de la o întrunire, ajungi acasă, stai fără apă, nu ai cu ce să faci un duș. Nu vorbim de mirosurile de la canalizările care sunt vechi, cum spunea și domnul, de atâția ani, neschimbate, nefăcute, subsolurile de bloc care miros, deci intri, dai înapoi când simți mirosul. În afară de asta, prin suburbii, unde este deja, persoanele sunt conectate la conductele de apă, deci asta este caz real, am întâlnit persoane care au spus așa, noi avem fântână în curte, suntem conectați pentru că așa li s-a sugerat că este bine, dar le-a venit o factură de plată foarte mare, zice, eu nu am consumat atât apă, mi s-au trecut pierderi, de ce? Deci, mă rog, deci nu o să fie niciodată, lumea nu o să fie niciodată mulțumită. Știți, nu știm. Dacă deschidem subiectul acum cu nemulțumirile pe bune, păi fiecare are un apometru, ăla funcționează sau funcționează, are pierderi sau unde nu are pierderi. Deci, dar pe apometru respectiv nu sunt înregistrate pierderile, este înregistrat într-adevăr apa, dar dacă pe factură ție îți vine să plătești... Păi vine cât scrie acolo. Că vine cât scrie, nu vine ca pierdere la... Pierderea, dacă ai tu la conducta ta din curte, o suporți tu. Da, asta da. Problema cu apa, mai avem și noi să învățăm un pic ca situația. Adică... Da, insist puțin pe acest subiect din următoarea perspectivă. Am auzit această variantă, doamne, planul tarifar ar fi trebuit să fie votat după investiții. Nu. Cred că este o abordare greșită, este opinia mea. Și trebuie să ne aducem aminte, Pașcani au mai traversat câteva investiții. A fost investiția cu rețeaua termică, cu centralele termice. Și atunci a fost un plan tarifar de majorare. A fost mai mult sau mai puțin respectat. Dar și atunci mi-aduc aminte că prețurile impuse la momentul respectiv pentru majorarea prețului la căldură, tarifele respective erau destul de mari, de speriat. La fel s-a întâmplat și cu apa, cu aducțiunea de apă și atunci a fost un plan tarifar. Sunt mecanisme prezente în astfel de finanțări și nu cred că pot fi evitate sau puse invers așa cum ne dorim fiecare. Ar fi de dorit, da, să votăm planul tarifare cu majorare după investiții, dar pot fi făcute lucrurile așa. Știți, eu am pretenția de la politicieni care au acces la informații și care ar trebui să înțeleagă mecanismele mai bine sau ar trebui să întrebe și să afle răspunsuri, la rândul lor să explice populației, nu să îi încurce, să creeze orizontul de așteptare false. Te duci cu mașina în service, îi spui omului, ia vezi aici ce trebuie schimbat și omul să face un revizi de lucrări. Uite, asta se schimbă, asta se schimbă, atâta te costă, ce faci? Fără reparația, dar după aceea negociem că trebuie să-ți dau sau scoți banul și îi dai. Cam același lucru. Deci nu poți să faci investiții fără să știi înainte cât te costă. După aceea să stabilești un preț. Păi așa s-a făcut calculul ăsta. Pentru mine personal, cumva lucrurile, nu văd neapărat investiția în sine pentru care toți suntem de acord că avem nevoie și orașul are nevoie de așa ceva. Cum va fi făcută investiția respectivă? Adică timpul de execuție, cum vor fi reparațiile, cum vor fi reamenajările făcute după ce ai spart o stradă de asfaltată, să spunem. În cât timp vei face chestia asta? Adică dacă tu vii și îmi spui cum au fost situații la noi în oraș în care au deschis o stradă, au băgat un tub și au așteptat să dă Dumnezeu ploaie ca să acopere găurile 2 ani de zile. V-ați uitat în desfășurătorul meu? Era următoarea întrebare. Deci, nu discutăm despre chestiunile cu adevărat serioase. După ce va fi semnat acordul de finanțare și se va trece de licitații, vor fi încheiate contractele de execuție. Greu
De atunci începe. Exact. Și n-am văzut o discuție nicăieri făcută pe tema asta. Nici măcar când a venit directorul de la APA Vital, când se pune o întrebare, domnule, în cât timp execuți lucrarea? Există termene clare. Întrebarea e cine va face aceste investiții și nimeni nu știe pentru că va fi o licitație. Dar eu știu exact ce s-a întâmplat la Hârlău, iar lucrurile au fost destul de apăsate, cu multe nemulțumiri. Pentru că atunci când întorci orașul pe dos, umbli la fiecare stradă, pe unde este asfalt, pe unde e conductă și sapi, schimb conducte, e destul de complicat. Și în oraș noi am avut câteva experiențe aici, în centru. Da, câteva străși a fost complicat. Vă dați seama ce se va întâmpla în fiecare localitate, în fiecare cartier și așa mai departe. Când va fi un oraș, va fi un șantier între. Dar fără investiții, fără genul ăsta de... Da, dar sunt prevăzute toate. Deci lucrarea este prevăzută să fie făcută complet la A la Z, în sensul... Inclusiv refacere. Refacere tot. Da. Acum, cum supraveghem noi că această refacere să fie complet făcută cum ar trebui făcută? Pentru că ce se întâmplă? Există varianta ușoară, în care și rapidă, cum am văzut în spate la ultima stradă asfaltată pe care au făcut-o, unde blocurile de la B29, este o stradă nouă făcută în care într-o singură zi s-au turnat țevile, s-au băgat țevile, nu au contat, nu au fost nisip pus de desubt, l-au pus deasupra, dau găuri, n-au dau găuri, mai departe. Și cu timpul, nu știu cum va rezista instalația respectivă. Același lucru e valabil și pentru ceea ce urmează să facă APA Vital. Dacă APA Vital vine și își bagă țevile repede prin pământ, nu-i fără să respecte care... toate... Bine, nu ei direct, bă, dați seama că va fi o firmă care va fi angajată, dar firma respectivă ca să-și facă economie, pentru că înseamnă economie importantă, pentru că la urma asta e ceea ce fiecare urmărește. Cum facem noi ca să controlăm procesul respectiv? Întrebare bună. Pașcaneu a avut o recentă investiție pe aducțiune și sunt probleme și acum. Păi da, pentru că atunci execuția a făcut rău. Adică a trebuit tras la răspundere și făcut un certificat de garanție în care cineva, dacă vine o firmă care execută o lucrare de o asemenea mărime, trebuie să prezinte garanții bancare în care îți permiți ca și comunitate după aia, dacă ai probleme, să aplici garanția, fără să te rogi de el să vină să-ți repare. Firma în secunda următoare ai aplicat garanția și trebuie să o faci. Deci nu trebuie să fie fără doar și poate posibilitatea altfel. Dacă vom avea politicieni care sunt combinați în interese cu cei care fac afaceri, așa cum s-a întâmplat până acum, nu vom avea nicio executare a garanției, cum n-a fost nici până acum. Încă o întrebare pe acest subiect. Revine din ce în ce mai mult în discursul nostru public, în preocupările noastre, faptul că nu prea avem apă în perioada de secetă. Și sunt, iată, explicații tehnice, mai puțin tehnice, politice și așa mai departe, în legătură cu puțurile de apă, cu debitele de apă și așa mai departe. Este foarte clar că sunt transformări climatice, le simțim și noi, dar și ne preocupă această situație. Cum vedeți dumneavoastră acest subiect că va fi abordat în următoarea perioadă? Vine toamna, vine iarna, dar peste puțin timp, din nou vară, da? Parcă văd că vor fi aceleași probleme și parcă văd că vor fi aceleași nemulțumiri. Vreau să știu dacă vă preocupă subiectul și dacă și cum anume îl veți aborda din perspectiva consilierului local. La nivel, dați-mi voi să vă răspund pentru chestia cu primul, pentru că bunicii mei sunt din Cristești și chiar cazual avem și noi niște pământ prin zona puțurilor care sunt în zona Moțca, pregându-mă acolo. Eu nu am văzut, cât am fost copil, niciodată pe nimeni să sape de la Timișești, coborând mai jos de câteva sute de metri, să mergi spre Moțca cu balastiere. Nu se putea, era interzis. Pe timpul comunistului nu puteai, pentru că erau puțurile pentru apă. Acum ești o afacere înfloritoare în zona. Da, acum am văzut că sunt sute de camioane care cară balastru de acolo. Pentru a putea folosi tot materialul respectiv și a putea escava, ei au nevoie să scoată pânza freatică, să scoată apa, pentru că altfel apa îngreunează transportul materialului respectiv. Da? Și noi ne întrebăm cine le-a permis lor să facă chestia asta. Eu asta mi-am pus o întrebare. Deci cine a permis atât de aproape să meargă cu utilaje de... Domnul Cărugăru, avem un director nou la Apele Române care ar putea răspunde. Da, și sigur. Este specialist în turism. Sigur. Sunt câteva puțuri care sunt făcute în zonă, da? La fel, puțurile respective, ca să înțeleagă fiecare om, sunt ca niște fântâni mai mari, care și alea au nevoie de întreținere. Noi le-am făcut cadou la APA Vital. Noi.
vechile societăți care au fost înainte. Dar nu am auzit să fie lucrări de întreținere pentru puțurile respective. Câte ori fost ele, 29, să facă regulat la 6 pe anul ăsta, 6 pe anul viitor, să fie un program în care să poți curăța puțurile respective. Au mai fost făcute după ce a apărut criza. După ce au apărut criza și problemele. Adică să vii să-mi spui, pentru mine care văd râul Moldova zi de zi, că nivelul apei a scăzut și nu-și permite ca să, pentru Pașcan să fie apă, mi se pare ridicol. Apa mi se pare chiar strigătură ce... Apa ar fi suficientă dacă n-ar fi pierdere. Adică din cât se magazinează, ar fi suficient. Dar a scăzut sau nu apa în zona respectivă? Nu. Deci apa nu a scăzut garantat. Asta o pot spune sigur. Se poate numi oarecum o deviație a pânzei freatice, dar nu e apa. Nivelul este mai scăzut decât a fost în anii din urmă cu mult. Sunt oameni care în zona au fântâni, stau la același nivel fântâni care sunt în zona respectivă. Cei care stau în Găștești au un alt răspuns, o altă realitate. Da, dar acolo e altă situație. Deci să nu, noi trebuie să comparăm ceea ce vedem, de unde pleacă puțul de recoltă, de unde ia apa din Moțca. Nu putem, într-adevăr, în Găștești o problemă. Deci timpurile s-au schimbat, seceta este ceva care toți suntem conștienți, dar nu putem da scuză pe secetă că nu ne permite să aprovizionăm cu apă potabilă în oraș. Deci este serviciul de bază minim pentru care nici nu ar trebui să stăm să discutăm noi în momentul de față. Deci apa și salubritatea, lucrurile care sunt de bază într-un loc, sunt elementare, ale trebuie să meargă automat. Dar adică, și problemele sunt tot acolo. Da, dar n-ar trebui, pe tema asta n-ar trebui să fie, fiind când, atât de... Când pompezi 4 litri de apă și plătești doar 2, pentru că 2 se consumă și nu facturăm altceva. Și 2 se duc în pământ. Și 2 se duc în pământ. 2 litri, deci da. trebuie să schimbăm tot ceea ce se pierde. Și măcar la jumătate, dacă pierderile vor fi evitate, să știți că va fi mai rentabil. Măcar la jumătate, cu toate că dacă schimb totul... Deci, nu am studii în domeniu, deci nu pot să vă spun cât e de rentabil să fie sau să nu fie. Dar eu analizez două lucruri care au fost în istorie. Populația orașului este mult mai mică în momentul actual decât a fost pe timpuri. Da. N-am avut adopțiunea sau ce era chestia dinainte și totuși n-a lipsit odată apă din oraș. Cum? Deci foarte rar. Stați un pic. Pe timpul comuniștilor? Pe timpul comuniștilor, în fiecare noapte nu aveam apă. Noaptea, dar nu ziua. În fiecare noapte. Și pe timpul preservapa, la fel. Era da, dar era pe timpul nopții, nu ziua. Și erau, totuși vorbim de niște numere în care erau niște fabrici. Ce este ziua, sunt avarii. Să nu facem confuzia. Nu, au fost și întreruperi pentru au fost și întreruperi pe timpul zilei pentru că nu au posibilitatea să ofere apă oamenilor. Dar dacă noi luăm numerele de pe timpuri care aia dădeau apă la 60.000 de oameni, 50.000 de oameni și acum abia reușim să dăm la 20 și ceva de mii de oameni, eu cred că avem o problemă de numere totuși. Sunt chiar mai multe probleme. Vă întreb și pe dumneavoastră și vă rog să intrați în discuții cu noi. Nu mai păstrăm niciun fel de regulă, discutăm pur și simplu. Sunt probleme, e adevărat, dar vedeți, ei vin și spun așa, cu tehnicienii lor, da? De o parte Consiliul Local, cu oameni politici care nu au studii de specialitate, de cealaltă parte ei, cu tehnicienii lor, vin și spun, doamne, sunt probleme serioase pe puțuri, încercăm să facem ce este de făcut acolo, dar avem, nivelul apei este din ce în ce mai scăzut și forăm la adâncimi din ce în ce mai mari. Și înainte se foloseau alte surse adiționale de la Hăznășeni sau din altă parte pentru apa industrială, pentru societățile care erau mari consumatoare de apă. Acum s-a renunțat la această variantă. Repet întrebarea, cum veți face în Consiliul Local pe această chestiune? Credeți că municipalitatea ar trebui să investească în noi puțuri sau ar trebui făcute studii în sensul ăsta? Sau cum vedeți? Pentru că dacă va fi lăsată problema doar la nivelul operatorului de apă, vom avea mai multe întrebări. Doar mai multe întrebări și de fiecare dată vom fi nemulțumiți cu răspunsurile, pentru că vin doar dintr-o singură direcție. Deci problema este verificarea puțurilor, când s-au curățat, când au fost verificate ultima dată, verificate adevăratele cote. Se pot constitui comisii de la nivelul Consiliului Local care pot verifica. Deci nu trebuie să vină cineva din afară să-ți verifice puțurile existente. Se pot verifica când au fost înlocuite, sunt, nu știu, în jur de 20-30 de puțuri, am înțeles, iar bazinul de colectare este la Găștești. Deci ar putea cineva merge
merge să verifice exact cum stau lucrurile. Nu putem merge să aruncăm cu piatra până nu știm de unde pleacă problema. Deci... Am înțeles. Da. Bun. Trecem la următorul subiect. Adică un control managerial, nu politica situației. Exact. Da. Deci nu se poate să ai un director numit politic. Da, exact. Trebuie să ai un director capabil, care a făcut studiile respective și care a terminat o facultate în domeniu, care să știe ce anume ce nu să ce ai nevoie. Da. Vă referiți la conducerea apa vital? Nu, apa vital, la cei care vor veni la române, care e depus la nivelul localității. Adică... Am înțeles. Da. Nu știu. Da, sunt chestiuni care trebuie reglate, e adevărat. Și mai este un lucru, într-adevăr, nu numai trebuie să-l lași pe apa vital să spună ce vrei el. Poți să-l verifici dacă ce spune e bine. Nu, poți doar să-l verifici și faci o discuție. Da, atunci se poate vedea unde stă adevărul, se poate descoperi, deci cei care sunt la conducere. Am văzut un reportaj făcut, cred că acum jumătate de an, un an, făcut de un post de televiziune din Roman, cu afacerile de pe Moldova și sunt afaceri uriașe acolo și cine le verifică și care sunt efectele? Pentru că pe sunt interese la nivelul comunității. Sunt interese, deci, la nivelul Consiliului Județean. Nu întâmplător, Roman nu are probleme uriașe cu furnizarea apei, Neamțul de asemenea. Dar exact cum spunea și domnul, deci noi nu ar trebui să ne plângem având, deci România are 60% din apa Europei, izvoare de apă. Deci e imposibil să lăsăm pe cineva asta să... Asta e resursă prea bogată pentru Exact, deci noi nu știm să ne manageriem sursa naturală pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Bun, să trecem la următorul subiect, iluminatul stradal. Să fac investiții. În momentul de față, în suburbii s-au schimbat ceva lămpi mai performante. Urmează să fie modernizată în centrul orașului, cine știe când va începe. Aș vrea să știu dacă sunteți mulțumiți de soluția adoptată în momentul de față și care sunt perspectivele. Pentru că există un contract pe termen de 5 ani de zile, dacă nu greșesc, care va fi derulat, dar ne uităm în alte localități, această problemă a fost rezolvată de mult, alții au găsit soluții mai bune și de finanțare și de modernizare, alții sunt în urmă. Cum vedeți perspectivele acestui serviciu public și din perspectiva administrației, administrării serviciului. Pentru că ieri, de exemplu, am văzut pe cineva că spunea, domnule, ar trebui să luăm noi serviciul ăsta și să-l administrăm, să fie al primăriei, cu specialiștii primăriei și așa mai departe. Noi am ales varianta să îl dăm unei societăți care să facă investiții pe baza unui contract de concesiune. Am văzut, de exemplu, într-o comună în județul Iași, lămpile schimbate fix de o echipă de la primărie. Electricieni de la primărie, pe stâlpi, au schimbat lămpile și au modernizat, e adevărat, într-o comună, iluminatul stradal. Aceeași echipă de muncitori, dau exemplu ăsta până la capăt, se ocupă și de extinderea rețelelor de apă și gaz și așa mai departe. Inclusiv primarul e pe tractoare, pe utilaje, mă rog. Ok, cum vedeți la Pașcani iluminatul public stradal? Vă rog. Iar și aici se merge prea greu. Prea. Da, pentru că am 50 de ani și de 30 de ani nu mai vor să-ți fac. Nu mai vor atât. Și până acum se schimbau becurile, dacă schimba două, raportau 100. S-a schimbat și tehnologia. Da, adică era o firmă care era de casă așa și nu m-au trimitea devizul în față la cine era pe la administrație, la semna și la revedere. Și dacă schimbau două becuri, erau multe. Acum, într-adevăr, s-a venit să se schimbe, dar iarăși greu, pentru că schimbăm doar în centru. Da, tușa, olguța aia de pe... De pe Vlad Țepeș, care de 30 de ani spune, și săraca, nu știu dacă mai are... E mai în vârstă decât mine cu vreo 20 de ani. Și îmi spunea, domnul Timofti, spune și ceva la televizor acolo, că mi-e frică, dacă vine ești în casă peste mine noaptea, că nu văd, îmi bag degetul meu, trebuie să am neapărat lanternă.
Și pe strada ei de acolo, străzi adiacente cu Ștefan cel Mare, care duc în vatră, de la Ciprian Porumbesc, de la locotenent Ionescu până în Vrația Epeș, în partea aia, și nu numai acolo, sunt de schimbat și acolo. De ce schimbăm doar în centru? Nu spun să nu schimbăm în centru, ferească Dumnezeu. Nu cred acum lumea că eu nu sunt cu schimbarea în centru, dar să nu schimbăm doar de fațadă. Să schimbăm peste tot, pentru că peste tot sunt... S-a început din suburbia acum, nu din centru. Adică s-a rezolvat, nu știu, în Gâștește, nu? Și în Lunga, sau se lucrează în suburbii. Da. Strada mea era o stradă pilot. Foarte bine, a început. E bine așa, dar se continuă. Și cât mai repede, adică nu stau 7 ani, nu stau 2 mandat, un an, 2 și gata. Ajunge consilier local. Se va discuta despre serviciul ăsta. Cum veți face? Îl veți păstra? Veți păstra contractul care este... Întrebarea ce vrem să facem? Adică să centralizăm sau să descentralizăm? Cum veți face în viitor? Cei mai ieftin. Păi aici e punctul. Cei mai ieftin, atunci ai... și hotărârea, când te uiți pe devizi. Din punct de vedere economic este demonstrat pe larg, chiar nu trebuie să mai discutăm noi astăzi ca să discutăm chestia asta, că nu convine să-ți faci o echipă primărie. A primăriei care să se ocupe. Pentru că nu poți să-l ai pe Dorel bun la toate. Deci trebuie să ai un expert în iluminare, trebuie să ai un expert în gaz sau ce spuneați dumneavoastră, trebuie să ai un expert, un inginer care se ocupă de partea de canalizare, să spunem, specializat în așa ceva. Deci nu poate veni cineva să zic, uite, mă pricep eu să fac. Că nu da, sunt două realități care tot timpul sunt puse în balanță. Da, sunt puse în balanță, dar sunt puse greșit, pentru că sunt niște cheltuieli foarte mari care înseamnă să ții echipă de felul ăla. Iar dacă tu, din punct de vedere economic, că până la urmă ceea ce ne interesează pe toți este să plătim mai puțin și să avem beneficii mai mari, da? Deci asta este scopul la fiecare, da? Dacă din punct de vedere economic îmi convine să iau un particular care să monteze lumile și în jumătate de an să le am exact cum le-am vrut eu, peste tot montate, fără să-l aștept pe Dorel să-și termine concediul de o lună de zile ca să poată continua din a rămas. Pentru că vă dați seama că dacă ai echipa ta personală, automat, execuția va dura mult, mult mai mult decât dacă vei lua o societate. Deci, cele două argumente nu prea și nu mai înțelegeți. Adică mergem direct la punct. Economic nu convine să ai echipa ta. Deci, am observat că s-a mai pus odată discuția și inclusiv în Consiliul Local, că mai trebuie nu știu ce freze, am văzut că au fost și achiziții. Domnule, primăria trebuie să administreze tot ce înseamnă servicii sau tot trebuie să te bazezi pe privat. Execuție rapidă și economic, dacă îți place bine, dacă nu, următorul. Păi, una este comuna de unde vorbeai și alta este un oraș precum Pașcani. Da, deci nu cred că putem discuta prea mult pe chestia asta, pentru că economic vorbind de demonstrat că... Nici nu știți cât de mult veți discuta pe subiectele astea. Pentru că ele au fost discutate chiar așa, pro și contra, în Consiliul Local atunci când s-a pus în discuție contractul și de fiecare dată când un astfel de subiect este pe masa consilierilor, din diverse motive, se discută așa, pro și contra. Adică vezi acolo s-a făcut altcumva, s-a făcut mai bine, mai repede. Aici se face mai greu, mai scump și așa mai departe. Și apar astfel de comparații. Iar faptul că eu vă întreb cum vedeți lucrurile, întreb pentru ca oamenii care ne urmăresc să aibă un orizont de așteptare în legătură cu dumneavoastră atunci când veți ajunge consilier local. Și mai este, dacă ai un contract cu cineva care execută, să fie și un contract de o clauză acolo, cu cât ai întârziat, cu atât plătești penalizări. Eu cred că este. Nu sunt, întotdeauna sunt aplicate, probabil, adică mai există și alte situații. Cred că ar trebui analizat dacă serviciul pentru iluminatul public să fie făcut de o firmă externă sau, deci noi ne-am gândit la un iluminat public cu panouri fotovoltaice, deci printr-un proiect, da, printr-un proiect european, astfel, reducând costuri, pentru că am putea realiza o micro centrală având siretul aproape sau eu știu, ne-am gândit la ceva nu știu, mult mai simplu, dar o să analizăm care ar fi mai bine pentru cetățean, pentru că cel care vine la primărie nu deci noi nu știm câți bani vom găsi acolo, cu ce bugete vom porni, noi acum suntem aici în fața telespectatorilor și zicem, da, o să promitem, noi nu promitem. Noi o să încercăm doar să analizăm, să vedem ce este mai bine, să aducem bani la primărie, nu să dăm unui operator care vine și ne oferă serviciile.
Vin alegerile generale. Stați să-i vedeți pe domnii politicieni cum vin și discută din nou despre barajul de la Lunca cu hidrocentrala. Câți deja și câți, păi, câți parlamentari s-au făcut cu barajul de la Lunca? Odată la 4 ani vorbesc despre finalizarea lucrărilor de acolo. Bun. În aceeași cheie discutăm despre transportul public local. Fix în aceeași cheie. În momentul de față s-a găsit o soluție de avarie. Dacă vreți, o explic în câteva cuvinte. 5 autobuze second hand urmează să ajungă la stradă în câteva zile sau săptămâni. Fostul operator RGCL este în faliment și urmează să fie pronunțată hotărârea. Dar discutăm despre autobuze electrice, discutăm despre perspective și aici cu două variante propuse, și anume, fie mergem pe o societate aflată în subordinea Consiliului Local, fie să fie, serviciul să fie dat spre exploatare unui privat. S-a mers până la urmă pe această variantă cu o societate controlată de Consiliul Local. La fel, cum vedeți în perspectiva acest serviciu? Pentru că acum, iată, avem 5 autobuze care urmează să funcționeze, să fie la stradă, dar nu avem trasee așa cum ne dorim să circule permanent între traseele, zona de alb și vale. Cel mai simplu sunt văzute atunci când avem un plan de mobilitate urbană, pentru că este cel care ne spune exact unde sunt traseele care fac legătura cu suburbiile, cu centru. Domnul Rățăi spunea fix la fel cu planul ăsta de mobilitate. Știți, da, noi nu avem planul ăsta și va mai dura 2 sau 3 ani de zile până ce vom avea acest document. Nu știu dacă ar trebui să dureze chiar atât de mult, dar bănuiesc că măcar ar putea fi identificate până om ajunge să facem, deci tot ce ne-am propus pe proiect scris pe hârtie, dar vom vedea care sunt traseele, unde sunt goluri care trebuie acoperite. Ne-am dorit, nu exact ce spuneați dumneavoastră, autobuze second hand, am dorit ceva care să nu polueze, ceva hibrid, electric, eu nu știu. Ne-am dorit, deci noi am dorit să facem pentru bătrâni și pentru copiii din orașul Pașcani transport gratuit. Pentru că plecând din vale, este un cetățean, stă în zona vale, vine la spitalul Pașcani municipal, trebuie să se urce într-un autobuz, deci poate domnul știe sigur din afară, deci pentru bătrâni și copii, transportul în interiorul orașului este gratuit. Unde? Deci în afară, în Italia, nu știu, în Germania, în... Deci... Bun, gratuit așa, e un generic, de fapt e subvenționat, cineva plătește costurile respective. Dar un bătrân din zona vale care se deplasează greu la spital trebuie să plătească 70 de lei taxiul sau din Lungă sau din Sodomene, ajunge la spital, stă o zi, mai plătește 70 de lei. Noi, în schimb, sau, scuzați, 7 lei, da. Noi, în schimb, dacă am avea transportul pentru cei în vârstă, pentru cei cu venituri reduse, deci tot care nu reușesc, sper că ar fi, deci mă gândesc că ar fi ceva benefic, deci nu am face ceva... Sunt și acum subvenții pentru transport, pentru elevi, persoane defavorizate. Sunt autobuzele școlare, dar nu știu cât de bine alimentează traseele. Problema esențială este asta. Dacă Pașcaniu își asumă un efort, trebuie să fie un efort, un efort masiv financiar pentru a schimba din temelii transportul public local. Adică mașini noi, moderne, trasee noi, o altă viziune. Dacă va fi în stare viitorul Consiliul Local să facă lucrul ăsta sau nu. Dacă va merge cu aceeași cârpeală cum a fost până acum, din aceleași motive nu avem sau ceva, sau veți lua o hotărâre, domnule, trebuie să facem trebuie ceva. Trebuie luat o hotărâre pentru că... avea transport public civilizat. Exact. 1, 2, da, este o discuție interesantă. Transport deci public în Pașcan gratuit sau subvenționat? Da. Sau lăsăm prețul la liber, așa cum este momentul de față? Vă rog. Întrebarea, eu cred că pleacă undeva mai în spate, să vedem și care este rentabilitatea sistemului de transport. Pentru că orice sistem are niște analize înainte de a-l pune în act. După cunoștințele mele, niciun autocar mare, din punct de vedere economic, nu convine decât cu un anumit număr de persoane să meargă. Deci nu pot să-ți permit să pun un autocar mare să meargă gol, dus, întors, nu știu, faci într-o zonă în alta, pentru că pe termen lung provoacă o gaură economică destul de importantă.
Nu știu cât sunt de potrivite autocarele de dimensiunile actuale. Autobuze. Iar pentru așa ceva, autobuzele care sunt momentane. Iar pentru așa ceva trebuie părerea unui expert în mobilitate, care să vadă, să analizeze foarte bine situația Pașcanilor, să vadă efectiv care sunt traseele, care sunt destinațiile care sunt cel mai potrivite, pentru că tu trebuie să oferi posibilitatea, în primul și în primul rând, la orice elev să ajungă la școală. Deci nu trebuie să existe un dacă, să poate, dacă vine autobuzul trebuie. Sau nu. Trebuie. Ala trebuie. Deci orice țară, orice localitate trebuie să ofere posibilitatea asta pentru tineri să ajungă la școală sau pentru cei care se deplasează într-o zonă în alta. Deci dacă îți vine cineva, de exemplu, dintr-un cartier din Găștește și trebuie să meargă la liceu în Pașcani, acel copil trebuie să aibă indiferent de costuri. Indiferent da. De costurile pe care comunitatea își le asumă. Sau pleacă la gară. Deci el trebuie să aibă asigurat transportul pentru a merge la școală. Viitorul și copiii care sunt pregătiți sunt viitorul nostru a tuturor. Acel copil, dacă el trebuie să facă sacrificii de 3-4 ori mai mari decât unul din localitate din Pașcani, este defavorizat față de cel din localitate și automat va fi o pierdere și pentru noi, nu doar pentru el, pentru toată comunitatea, dacă nu reușim să promovăm. Ei, transportul în sine, pentru a-l face să fie, din punct de vedere economic, convenabil, și după tipul de, repet, mașini care s-au folosit, cred că ar trebui regândit un pic. Nu știu cât convine încă să ne folosim mijloace de transport ale primăriei, ca să numim așa. Adică sunt destui agenți economici care își pot pune la dispoziție un microbus la o anumită oră pentru anumite linii care sunt condiționate. De exemplu, dacă tu vrei să faci, nu știu ce localitate, luăm Târgu Neamț, care este o localitate mai importantă, dar produce mai mult, să spunem. Ei, mașina respectivă are și timp morți în Pașcani, nu? Dacă tu semnezi contract cu primăria și oferi anumită sumă care să-ți facă Găștești, să zicem, gara Găștești sau alte, e mai convenabil decât să-ți cumperi un autobuz mare cu 60 de locuri, cu consum de 30 de litri la oră, ia șofer care astăzi nu poate să vină, mâine. Deci am pus această întrebare de fiecare dată. Răspunsul a venit rapid din partea directorului și nu doar a actualului de la noua societate, și din partea fostei societăți, fostului operator, că sunt condiții pentru a fi, a obține avizele și așa mai departe, ei trebuie să aibă aceste autobuze mari, nu microbuze. Eventual da, microbuze sau ceva. Da. Este răspunsul care l-am primit de fiecare dată. Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că trebuie găsite alte soluții. Dar întrebarea este următoarea. Ar trebui externalizat serviciul? Privații probabil se pricep să gestioneze mai bine, mai ales cei care fac transport public sau transport. Absolut. Absolut. Și o fac poate mai bine decât o face municipalitatea. Trebuie externalizat sau să păstrăm serviciul și să aducem bani de la bugetul local pentru a subvenționa costurile eventuale? Costurile sunt enorme. Deci dacă noi tot o să aducem costuri ca să subvenționăm servicii de genul ăsta, nu o să ne ajungă bugetul. Nu o să ne ajungă bugetul și mâine pe mine rămâne și fără alea 5 care sunt, nu o să mai poată să deplaseze. Pentru că alea au niște costuri de mentenanță, au niște costuri care sunt nu numai motorina, dar angajații, dar pentru cine gestionează o firmă de transport, eu cred că știe destul de bine că sunt niște costuri foarte ridicate, care cu cât ești mai mic, în cazul primăriei, dacă sunt 5, este un număr mic de autobuze, cu atât mai greu sunt de suportat costurile respective. Deci automat îți vine mai ușor să te sprijini pe un actor local care e în transport de mai mult timp, care are mașini mai economice din punct de vedere al consumurilor și care își permite să aloce pe anumite trasee, în anumite ore, autobuzele respective. Și aici vorbim, exemplu, nu știu cum e la Tătăruș, dar la Roman ați văzut că au autobuzele alea micuțe cu câteva locuri care sunt tot așa gestionate, mai economice, la mai rapide. La Pașcani n-ar putea fi la fel? Asta îmi pun și eu întrebarea. N-ar putea fi la fel? De ce n-ar putea fi la fel? Adică întotdeauna avem o scuză că la noi nu se poate. Trebuie suntem mare. Suntem obligați să acceptăm autobuzele? Da, adică cred că transportul local ar trebui la noi să fie pe minibuse, nu pe exact. Macro, maxi, buse din astea mari. Și mai ales nu pe second hand. Pentru că second hand-ul înseamnă peste vreo 2 ani de zile costuri mari cu mentenanță. Înseamnă poluare mare. Înseamnă că tu acolo ai luat un pic mai ieftine, dar de fapt când faci un cost total, vezi că mai degrabă luai unul nou. Da, decizia pe care o luat-o ei depinde foarte pe mult din punct de vedere economic. E modern complicat. Să spui că vrem transport electric.
Vorbeam cu domnul Radu Botez de la Iași și au încercat și ei să facă ceva pe electric, dar orașele noastre sunt construite cu pante ridicate. Și atunci, câteodată, dacă este încărcat autobuzul electric, nu poate ridica panta. Nu știu, este o chestie, o condiție tehnică. Asta e motivul pentru care chiar sunt necesare studii, dar acel studiu de mobilitate... Și mai era o problemă la autobuzul electric. 200.000 de euro costa un autobuz electric. După 2 ani mai? Zile, nu, a spus el prețul. Și la un moment dat, la ce au ajuns SRI să negocieze. Și după 2 ani de zile cândea bateria. Acumulatorii, de tot, pentru că nu mai... Și trebuia ca să cumpere altul nou, trebuia 250.000 de euro. Deci aici am dat o informație greșită. De obicei, când cineva cumpără un pachet de felul ăsta, ceea ce s-a fost și problema cu doamna Firea în București, da? Deci tu nu cumpăr serviciu, autobuzul respectiv, ca și o mașină cu mălei personal. Cumperi mijlocul de transport care merge pe un anumit număr de ore. Deci dacă mașina merge, plătești. Dacă nu, nu. Fiecare oră vine plătită, nu știu, 50 de euro era. Bun. Deci dacă tu, mașina respectivă, ți-a funcționat 10.000 pe luna asta de ore, la sfârșit de lună vine cel care este, de exemplu, proprietarul mașinii și îți face o facturică și îți spune, uitați, pentru mașina respectivă a funcționat 10.000 de ore, trebuie să-mi dai 50.000 de euro. Deci nu funcționează cu bani în mână. Nu numai că nu funcționează cu bani în mână. Mecanismul de tipul care, că noi le cumpărăm mașina, plătim rata lunară și după aia mai vedem, nu se aplică în cazul transportului în comun. Sunt contracte de mentenanță, să numesc. Așa funcționează în toate capitalele lumii, în care ai un parc auto, de exemplu, eu am discutat cu cineva cu un parc care se făcea regiune Lazio în Italia și aveau undeva la 800 de autocare, deci nu autobuze, autocare pentru care trebuia să facă între orașe transportul și au spus cele 800 de mașini trebuie să funcționeze conform regulamentului, cel puțin 85% din ele trebuie să fie permanent active, deci nu poate fi defecte, poți să ții oprite în parcare doar 15%. Și în funcție de fiecare avea transmițător GPS care dădea de asta și la ei arăta imediat când se ajungea autobuzul, orele de funcționare. În funcție de orele de funcționare și la banii, Iveco. Da. Deci ei plăteau în felul ăsta, atât. S-a stricat mașina, da, nu-i problema mea. Bun, trebuie neapărat să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne-am prins aici în discuții și am uitat de publicitate. Vă rog 2 minute și revenim. Poartă mască de protecție. Poartă mască pentru că îți poate salva viața. Poartă-o pentru că pericolul nu a trecut. Poartă-o pentru că te protejează și te face să te simți în siguranță. Poartă-o pentru a îndemna și pe alții să o facă. Poartă mască pentru a nu irosi efortul tuturor de până acum. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Ce urgență aveți? Romul sau femeie, dureri din pic, greutate în respirație. Grăbiți-vă! Am exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu-i nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Ne-am izolat pentru a limita răspândirea virusului. Acum e rândul nostru să punem virusul în izolare. Spală-te des pe mâini și nu îți atinge fața cu mâinile neigienizate. Evită îmbrățișările și strângerile de mână. Folosește plata cu cardul. Evită contactul cu suprafețele comune. Dacă le atingi, nu uita să te dezinfectezi și procedează la fel cu ecranul telefonului. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Am revenit în studio, invitații mei de astăzi, Claudiu Timofte, candidat ALDE pentru Consiliul Local Pașcan, Florentina Burlacu, candidat pro-România pentru Consiliul Local Pașcan și domnul Ionuț Călugăru, candidat din partea USR Plus pentru Consiliul Local Pașcan. Încă o chestiune privitor la transportul public local. Noi am mai discutat puțin și în pauza de publicitate. Credeți că în următorul Consiliu Local, dumneavoastră veți ajunge în Consiliul Local, veți discuta și veți reuși, poate, să mișcați lucrurile așa încât să fie o cursă permanentă de al vale, să asigure transportul este public local? Necesar. Știu că este necesar, dar vorbim de atâta timp de chestia asta. Eu pun o întrebare. Dacă taximetrele sunt rentabile, înseamnă că vor fi rentabile și minibusele. Exact.
Bun, se va rezolva problema asta sau aveți pe agenda dumneavoastră ca prioritate? Întreb. Absolut, nu. Ca prioritate, cu siguranță. Transportul public în localitatea Pașcani are prioritate, cred, la toată lumea, pentru că este inexistent în momentul de față. Adică sunt câteva curse, foarte puține, și alea la anumite ore, deci creează un disconfort destul de important tuturor în localitate. Sunt câteva lucruri nevralice care trebuie făcute în domeniul transporturilor. Deci, în primul rând, minibusele rentabile, să unești tot ceea ce înseamnă suburbii. Pentru că unul din Gâștești vrea să ajungă la Lung. Ce faci? Unu, doi, de peste tot trebuie să ajungă la gară, pentru că gara este nodul. Cum ai spus, exact, că parcă mi-ai luat vorba din gură, de peste tot trebuie să ajungă copiii la școală, în centru, că nu sunt licee în Gâștești și nici în Boșteni și nici la Luncă. Sunt școli generale. Merg copiii până la anumită vârstă, dar după aceea merg la licee în oraș. Deci trebuie aduși copiii aici și mai ales de făcut un mic inel pentru cineva bătrân de pe esplanadă să poată urca până la spitalul Indian. Deci ineluțul ăsta micuț, îl vedem pe strada Iorca, cumva făcut, gândit de un manager de transport, de altfel, de noi consilieri cu cap, că nu trebuie neapărat să-i dăm 200 milioane la unul ca să ne spună cum se desenează cu creionul pe hârtie, și să facem un inel micuț cu două microbuze, unul în deal, unul în vale, și ele la jumătate de oră să meargă. Bun, vom vedea. Chiar și cât mai este până în septembrie, nu? Septembrie 27 octombrie. Termin serviciul la tura nu știu care de la Terox Pro din Deal și trebuie să ajungi pe esplanadă de mare. Ce trebuie să faci? Vom vedea. Unde și ajungi. Câteva minute, haide să discutăm și despre curățenie și salubritate. Serviciul de colectare este preluat de ceva timp de un operator regional. Se încearcă o campanie, se face o campanie de colectare selectivă. Noi reușim mai mult sau mai puțin în momentul de față să facem colectare selectivă. Dar discutăm aproape în fiecare săptămână dacă se face curățenie, dacă se face bine, acum mai bine pentru că suntem în campanie și așa mai departe. Cum vedeți perspectivele acestui serviciu de măturat stradal în special? Pentru că el depinde, știu asta din discuțiile cu cei din conducerea societății, strict de câți bani sunt alocați de la bugetul local. Dacă nu vor fi bani suficienți alocați de la bugetul local, niciodată orașul nu va fi mai curat, nu va fi măturat mai bine, mai des și așa mai departe. Nu prea se mătură duminica, nu prea se face curățenie când alții o fac în străinătate, pe timp de noapte, înspre dimineață. Adică lucrurile sunt oarecum invers aici, în România și în Pașcani în special. Cum vedeți, dacă aveți idei pentru a schimba acest serviciu, a fi îmbunătățit acest serviciu și dacă lucrurile vor fi puse în discuție în momentul în care veți ajunge în Consiliul Local? Vă rog. Deci, repet, în privința serviciilor rămân de opinie că trebuie externizat totul. Deci, inclusiv acest serviciu. Și de ce spun lucrul ăsta? Cu toate că este nevoie de o mică echipă a primăriei care să se ocupe de anumite detalii care țin de partea de toaletarea copacilor, de exemplu, sau alte lucruri care țin de ceea ce înseamnă mobilierul urban, curățenia ar trebui să fie ceva aparte. Da? Curățenia trebuie făcută aparte, făcută în nivel profesional. Și când spun, nu spun doar că vine și îți ia o hârtiuță care e pusă acolo și a plecat mai departe. Adică făcut cu o curățenie la o anumită oră, care trece zi de zi, care ai garanția că a trecut zi de zi, care poți să-l tragi la răspundere dacă nu a făcut acel serviciu. Deci se poate face așa ceva, să pot lua cum sunt în alte orașe, firme serioase care se ocupe și care să mențină curățenia la standardele europene. Deci serviciu externalizat. Da, absolut. Deci nu veți fi singur în Consiliul Local. Dar nu ai cum. Deci serviciul din partea primăriei, pentru care el trebuie să ocupe și de curățenie, și de reciclare, și de gunoaie, este oarecum imposibil de gestionat. Eu administrativ,
Întotdeauna va fi o piedică și un lucru greu de realizat la nivel de perfecțiune. Deci ori îți aduni o armată de oameni, să ai sute de oameni care să fie tot timpul permanent pe stradă, ori dacă nu îți permiți să plătești toți acei oameni, trebuie să-ți permiți să-i plătești doar pe aia care sunt eficienți. Și asta înseamnă să treci la serviciu extern. Deci nu poți să te ocupi de curățenie în oraș ca pe timpuri. Haideți, cu armată de mătărători. Exact, cu armată de mătărători îi băgăm într-o parte în alta și să vedem la urmă ce iese. Nu ai cum. Deci trebuie să vezi, din punct de vedere economic, eficiența onestă. Dacă noi nu ne permitem să avem sute de oameni, atunci ne permitem economic să angajăm o firmă care se ocupe de curățenie. Și firma respectivă, bineînțeles, să fie trasă la răspundere dacă lipsește. Exact, pentru că nu cred că o să-i convină să fie o stradă murdară care poți să-i spui după o săptămână, uite, n-ai trecut pe strada cu tare, ți-am luat 20% din casele noastre. Eu am văzut o astfel de variantă într-un oraș aproape de Constanța, în zona respectivă, la Mangalia, da. Serviciu externalizat la un moment dat și noaptea de Revelion, ei erau pe stradă și făceau curățenie. Păi dacă ai munca lor și ei sunt acolo, e obligatoriu pentru ei. Și ați văzut că era curat dimineața. Da. Deci noaptea de Revelion. Da. Adică erau la treabă. Ideea asta cu serviciu externalizat este foarte bună pentru că atunci nu vei mai avea scuza că este sâmbătă, este duminică, stăm acasă, nu mai cad frunzele din copac, le-am poruncit noi, nu mai cad frunzele, nu le mai măturăm. Și este curat. Și mai ales sâmbătă și duminică, când trebuie să ajungi în parc. Și dacă trebuie să ajungi în parc... Bun, dar mai sunt și la creței. Niciodată când deschizi subiectul și spui, doamne, haide să externalizăm anumite servicii, parcă spui cuiva să îi tai o mână sau ceva. Deci cam așa sunt văzute lucrurile. Să nu dăm apa, să nu dăm aia, să nu dăm aia, că toate sunt ale noastre, să nu externalizăm, putem face și noi și tot așa. Cam astea sunt abordările în Consiliul Local. Păi dar nu le ia omul ăla care mătră pe stradă, nu ia el ce să ia, praful cu el în brațe, ce să-i facă? Sunt ale noastre, ce să... știe mizeria noastră și o înghițim. Nu, dar nu trebuie făcut o confuzie, atenție, pentru că... Nu. Confuzia unde se face? Marea majoritate consideră că primăria, administrația locală, cu acei oameni care se ocupă de măturat, dacă nu o vor face și domnul mai mătura, înseamnă că nu vor mai fi. Nu. Deci să nu facem o greșeală în ceea ce înseamnă a externaliza serviciul de curățenie cu ceea ce înseamnă un serviciu de administrație corect. În momentul de față, primăria, de exemplu, dacă tu un parc pentru copii, îl vezi că nu este făcut cum trebuie, nu este amenajat cum trebuie, lipsește curățenia, îți spune foarte simplu că nu reușește să-l facă sau nu a avut timp. În momentul în care tu ai echipa care se ocupă de curățenie pentru tot orașul, atunci nu mai ai scuza pentru acei oameni că tu nu mai ai timp să te ocupi de așa ceva. Deci toți oamenii care până în prezent se vor ocupa sau se ocupă de partea cu măturatul pot fi îndrumați spre alte lucruri care țin într-adevăr de gestiunea parcului interior, dar și nu a parcului fizic în ceea ce înseamnă. Tot ce înseamnă mobilierul urban al localității. Ei vor putea să se ocupe de parcul respectiv, adică să ai o bancă întotdeauna pusă la punct, să nu fie lipsă, să nu coșurile fie de gunoi, să nu mai fie strâmbe, deci au alte domenii în care se pot ocupa și care au nevoie de ei. Deci, deci curățenia orașului ține în primul rând de noi ca persoane, ca locuitori. Deci, bănuiesc că dacă am fi mult mai atenți la locul în care trăim, nu ar trebui chiar să existe cineva să stea cu mătura în urma noastră. Deci noi ar trebui să dăm exemplu, să nu se arunce, să vedem cum se gestionează, să urmărim chiar și echipele de colectare a deșeurilor, pentru că am văzut, sunt pubele, pe culori, dar nu se colectează cum ar trebui. Deci noi ne-am dorit, deci ca ProRomânia, să înființăm două platforme, una pentru resturile vegetale, care s-ar putea transforma în compost. Deci ar fi, deci se taie crengi, se mătură din, nu știu, de la spații verzi, din suburbii, de unde le ducem undeva, le pregătim și le dăm celor care au nevoie la un preț accesibil, nu să te duci să cumperi îngrășăminte. S-ar mai putea face o platformă pentru resturile care rămân din construcții, din demolări, cade, cineva dărâmă ceva, unde se duce? Aruncă. Unde îl arunci? Nu tot la noi în oraș să-l arunci, îl găsești pe marginea șanțului, îl găsești într-un parc, îl găsești la colțul blocului. Deci s-ar face din aceste resturi de ciment, s-ar putea terasa drumuri care ar trebui reconstruite, refăcute, de la colectarea deșeurilor. Deci noi am putea să facem
nu să dăm la cineva să ne colecteze hârtia, sticla, le-am putea noi face și valorifica. Deci ar fi o altă, un alt mod de gestionare a... Am înțeles, doar că în momentul de față avem un contract de delegare și chiar... Problema este că nu știu cât de bine cum gestionează acest contract, pentru că, vă spun sincer, eu din casă, de la mine, ca cetățean, cu bun, cu răspundere, îmi pun plasticul într-o pungă separată, deschisă, la culoare, să se vadă că este doar plastic. Hârtia o pun într-o cutie de hârtie. Ajung acolo. Într-o dimineață mergeam la muncă, îmi scot hârtia afară. Era mașina. Vă rog frumos, am închisă tomberonul de la plastic. Da, doamnă, știți, n-avem cheia. Dar dumneavoastră sunteți cei care le deschideți și le închideți. A, dar știți, sunăm șeful. Nu este posibil așa ceva. Am înțeles. Sunt multe lucruri de reglat, sunt convins. Mai avem foarte, foarte puțin timp. Una este măturatul stresului și alta este ceea ce ne-am dus de la... Discutam de mult, m-am scuzat, de platformele alea de gunoi care trebuiau făcute de hăt, de ani de zile și trebuiau să fie exact prezite cu camere la vedere, cu cuietori, cu tot ceea ce trebuia ca omul să-și... să fie educat de mult timp să pună gunoiul. Da, selectat. Se pare că nici nu va mai fi nevoie de aceste platforme. Au apărut acele module, am văzut la Târgu Frumos și Pașcan încearcă să achiziționeze acele module care sunt închise, încuiate, cu un singur sens, nu mai pot veni să culeagă. Bun, vom vedea dacă va fi și la Pașcani și când deci, anume vor deci fi în toată ideea, eu am înțeles un lucru. Cel care ar fi trebuit să supravegheze ca să pună amenda, polițistul local nu și-a făcut treaba. Da. Deci, dacă îmi permiteți, pentru că totul se leagă până acolo, acolo mergem la punctul respectiv. Corect. Că și dacă ar fi fost amende pentru cel care își aduce deșeurile. Ați deschis subiectul ăsta, apropo de poliția locală, pentru că e un subiect de actualitate pe plan național. Și iată, o propunere venită, dacă nu greșesc, chiar din partea unui europarlamentar, da? Bun, să fie desfințată poliția locală. Ce părere aveți despre poliția locală, în sensul că ea ar trebui să fie întărită, să fie folosite resurse din ce în ce mai multe pentru a fi eficientă, că despre asta vorbim, în contextul în care acum poliția locală se plânge că nu sunt suficienți și că atâta treabă este de făcut încât ei nu reușesc să supravegheze, să-și rezolve misiunile care le au. Sau găsită o altă variantă, pentru că în momentul de față cred că activitatea se reduce la patrularea mixtă cu Poliția Națională și cu Jandarmeria sau ceva și uitat un monitoare pentru supravegherea camerelor din oraș. Sau pentru favorul primarului. Deci, din păcate, la nivel național, pentru că nu aici doar... Ăsta a fost subiectul, marea majoritate folosesc structurile poliției locale doar pentru a-și realiza propriile interese ale edilului din zona respectivă. Exact, celebrul serial. Exact, exact. Nu? Și problema se pune, cum am spus foarte bine la început, de a eficientiza sistemul. Deci asta ne interesează până la urmă, nu altceva. Nu ne interesează pentru persoana respectivă dacă a muncit, n-a muncit, ce a făcut, că a stat în fața monitorului sau nu a stat. Problema este că avem oamenii care aruncă gunoi oriunde fără să... Eu nu cred că am văzut pe cineva care să-i fie frică de o amendă la nivel local. Nu vreau să dau amenzi. Oameni buni, în momentul ăsta suntem în campanie electorală. Nimeni nu dă nicio amendă pentru că e rău să dai amenzi acum. Exact. Deci nu se dau amenzi în momentul de față. Eu cred că ar trebui să ne întoarcem un pic la respectul mai mare pentru ceea ce înseamnă uniformă. Adică această poliție, dacă ar fi trecută sub coordonarea poliției române, cred că ar fi un alt sistem militar gândit altfel și mult mai serios pus în act și executat. Adică politicul să nu poată interveni niciodată. Nu sunt de acord ca politicul să poată interveni, să-și poată pune polițiștii lui locali, să fie oamenii lui pe teren, că, cum ați spus, acum puneți amendă, mâine nu, poi mâine intrați în piață peste oameni, dați la toți amendă. Nu trebuie să faci chestia asta. Deci legea este lege, se respectă pentru toată lumea. Nu poți să-ți permiți vreodată să pui o amendă injustificat sau să nu pui când ar trebui să pui. În același timp, există o activitate comercială, una urbanistică, sunt amenzi, sunt legate de administrația locală și ai nevoie de
un om al legii care să vină lângă tine, lângă funcționar, să facă verificări în teritoriu, să dea amenzi acolo unde ar fi nevoie. Din această perspectivă nu se leagă lucrurile între administrație și poliție? Da și nu, pentru că acea persoană, dacă este instruită cum trebuie pentru aplicarea legii, nu cred că trebuie să vină cineva din primărie să-ți spună că trebuie du-te și fă amendă sau verifică. El trebuie să deci facă el, treaba. El trebuie să aibă un program regulat în care trebuie să meargă, nu știu, o dată pe lună, la două luni să verifice că lucrurile merg cum trebuie. Deci asta e parte dintr-un standard, un protocol standard, să spunem, pentru așa ceva. După aia, dacă unii nu-și fac munca sau dacă unii și-o fac preferențial, iarăși nu este prea bine în momentul de față. Ce primar și-ar dori ca cetățenii lui să fie amendați? Dar fără amenzi nu pot fi respectate regulile. Mai este un lucru. Nu există popor civilizat, există popor amendat. Deci cam așa s-a făcut și civilizația în Occident. Dacă pastiluța asta nu mare, cam neapărat, înseamnă neapărat o amendă, înseamnă că am rezolvat o problemă. Deci, adică când spuneți chestia asta cu cetățean amendat, eu îmi doresc ca nimeni să nu fie amendat. Nu. Dar îmi doresc ca omul să știe că dacă a greșit, va fi amendat. Da. Deci în momentul de față, în diferența asta... Dumneavoastră ați văzut cam tipul de comportament din Pașcani atunci când poliția locală încearcă să intervină? Se găsesc tot timpul câțiva, chiar mai mulți, care reacționează cu înjurături și tot felul de... recalcitranți, o să găsim oriunde. Și poliția locală, din păcate, nu doar în Pașcani, eu sunt convins că aceleași probleme sunt aproape peste tot, are o mare problemă de credibilitate și de a-și impune punctul de vedere. De ce? De ce? Din cauza că este o structură politizată, spuneți? Exact. Dar nu numai poliția. Pentru că, din punct de vedere, dacă acel polițist, dacă el își dorește să pună o amendă și imediat vine suna și îi spune nu, lui ăla tu nu-i pune, atunci el nu are valoare, uniforma lui nu are valoare. Înțeles. Dar aceleași probleme sunt și cu Poliția Națională. Și cu Poliția Națională, dar mai puțin. Pentru că în momentul de față au ieșit niște tineri la Poliția Națională care au dat peste cap un pic sistemele, după cum ați văzut. Da. Sunt destule dovezi în ultima perioadă în care în interior... Sunt speranțe, spuneți, da? Da, da, da. Bun, o ultimă întrebare, n-aș vrea să închei fără un răspuns. Mă întorc la salubritate. Taxa de salubritate. Taxă de salubritate pentru persoane fizice, dar și pentru persoane juridice, și aici sunt probleme. La modul cum este calculată taxa, sunt nemulțumiri pe anumite societăți comerciale, anumiți oameni de afaceri. Aflu, iată, dintr-o discuție cu domnul Chirilă de la Iași, că s-ar putea discuta ca această taxă să dispară din perspectivele municipiului Iași, care iată, are un alt regim în momentul de față, și că s-ar putea reveni la facturarea individuală. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Nu știu, sper să nu fie foarte tehnic, dar noi înainte plăteam serviciul pe factură, acum plătim o taxă de salubritate, taxă care este adunată de administrația locală pentru a plăti factura la salubritate emisă de operator. Bun. Dacă se va pune din nou în discuție acest subiect și știu că este amânat pentru că operatorul este nemulțumit de faptul că încasează prea puțin și vrea să renegocieze contractul ăla de prestări servicii și dacă se va pune în discuție să fie mărită taxa de salubritate și la populație și la agenții economici, care credeți că va fi soluția? O subvenție venită din partea bugetului local? O reașezare a lucrurilor, revenirea la factură? Sau cum vedeți lucrurile? Cum aruncăm gunoiul? Aici e întrebarea. Pentru că, până la urmă, dacă îl aruncăm fără să facem nicio reciclare de nicio culoare, atunci operatorul respectiv are niște cheltuieli foarte mari pentru a selecționa. Noi reușim să facem reciclare? Avem reciclare făcută? Să fie plastic pus deoparte, hârtie deoparte? Învățăm. Învățăm. Și atunci taxele se micșorează. Pentru că acel operator plasticul vinde. Hârtia o vinde.
Nu știu, dau un exemplu la sticla, la fel, vine vândută. Exact. Deci are niște beneficii ulterioare pentru care poate să-și amortizeze din ceea ce face. Nu, că ne educăm în timp. Da, dar nu am început să o facem. Asta e problema. Pentru că la nivel de localitate eu nu am văzut nicio campanie pusă unde să mi se explice de ce trebuie să pun capacul ăla de sticlă într-o parte, de ce trebuie să pun sticla goală în alta, de ce avem pe televizor. Da, de ce trebuie să cumpăr o sticlă cu eticheta o de plastic. Deci foarte mulți nu știu de ce trebuie să cumpăr o sticlă, de exemplu, cu eticheta de plastic și nu de hârtie. Deci dacă întrebați printre cetățenii noștri, nu se cunosc lucrurile astea. Deci informare la populație nu există din punctul ăsta. Deci o campanie mai agresivă, spuneți? Absolut. Nu, deci mă gândesc că am putea stimula chiar și locuitorii. Deci gândindu-ne la niște aparate, spre exemplu, să-și colecteze unde se colectează hârtia, dacă persoana respectivă, sau peturile din plastic sau aluminiu, te duci acolo, îți pui 2-3 peturi, primești un bon. Cu bonul respectiv să ai reducere, nu știu unde, la primărie, la plăti ceva sau în altă parte, depinde unde ai putea găsi soluții ca să folosești. Așa, mă gândesc că i-am stimulat pe cetățenii orașului să colecteze diferențiat. Deci, am înțeles. Eu vă spun ce am văzut doar în Italia. În ziua de luni se lua gunoiul menajer. În ziua de marți se luau cartoanele. În ziua de miercuri se lua tot ce era din plastic. În ziua de joi se lua tot ce era din cutii de metal. Exact. Și sticla se lua separat, dar oricum erau niște clopote. Și așa mari. Un program. Da, l-am văzut. Am pus toate sticlele deoparte, am pus tot ceea ce e plastic de partea aia alta, am pus tot ceea ce... Și le-au luat pe toate și le-au băgat în aceeași mașină. 1. 2. Ne-au aruncat saci galben peste gard. Bun, am lăsat cu galben, l-am pus tot ceea ce este plastic conform cum era scris acolo. Am pus, gunoiul menajer l-a luat, după aia sacul galben nu l-a luat, l-a luat mai târziu, dar oricum lunea următoare când a venit n-a mai luat sacul galben. L-am luat înapoi în curte, am să-l văd eu în ce luni trebuie să plândesc eu vreo mașină care să-mi ia sacul galben. Fix, deci, fix despre aia. Trebuie ce să înțeleagă. Dacă omul este învățat și educat, ce să înțeleagă? El vrea să facă și el ceva. Dar dacă tot la curte se pune gunoiul și vine și spune că vrea mai scump, să învețe și el să colecteze mai cum trebuie. Da, până ce vom învăța să facem și colectare selectivă și, mă rog, vor fi mecanisme care vor funcționa. Factura este, vine la primărie lunar și din bugetul local trebuie plătită în mod firesc. Sunt om care vreau să fac așa cum mi se cere. Dar dacă tu nu spui cum să fac? Și aștept de la viitorul Consiliu Local soluții poate miraculoase, nu e așa? Sunt oameni care așteaptă soluții miraculoase și eu aștept soluții din partea unor oameni care au și altă experiență și profesională și de viață să vină cu soluții și să-i convingă pe ceilalți să le adopte, să le aprobe, așa încât viața noastră să fie mai bună, să se schimbe ceva. Vom vedea. Bun. Am discutat așadar despre serviciile publice. Am așa sentimentul că în viitorul Consiliu Local lucrurile se vor discuta mai bine, pentru că sunt oameni care văd lucrurile mai bine decât o văd alții care, iată, candidează pentru funcția de primar. Totdeauna am avut sentimentul ăsta că în Consiliul Local lucrurile pot fi discutate mai bine și că soluțiile pot veni mai rapid din interiorul Consiliului Local. Sunt 19 oameni în momentul de față, vor fi 19 și după 27 septembrie. Vom vedea dacă viitorul Consiliu Local va fi mai eficient, mai bun decât cel de acum. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Și pentru atenția care, cu care mi-ați urmărit. Mâine seara de la aceeași oră vom discuta cu o parte din candidații pentru Consiliul Local, de această dată de la PSD, de la PNL și de la PMP. Da? Da. Bun, mulțumesc mult. Seară frumoasă în continuare. La fel, bună seara.